Bun venit la un nou demo astăzi cu un joc numit Xenonauts, în sfârșit în varianta finală și aproape lansat. Spun aproape pentru că va fi lansat abia pe 16 iunie și m-au rugat să nu postez un review până atunci pentru că mai pregătesc câteva petice, dar n-au spus nimic despre un demo, așa că sperăm că nu încalc nimic, de fapt nu cred că încalc pentru că e plin YouTube-ul de gameplay-uri cu el din variante mai primitive. Vă prezint acum Xenonauts în varianta, nu demonstră, e varianta full, doar că nu e mare, câteva petice până când va fi lansat oficial. Acest joc, pot spun că are un meniu care îmi place foarte mult, adică se presupune că tu ești acest individ care ține în mână acest clipboard și că ceilalți, reload, back, uitați-vă cum se uită la tine, special ăsta și cu ăsta. Să-i vă, a venit iar ăsta. Ce mai vrea? Vede că suntem ocupați, avem treabă, uite și tu câte chestii avem pe masa asta. Ce mai vrei? Sau, să gândesc, mă, tu nu ești ăla din cauza care au murit o echipă întreagă? De parcă te-ar judeca cu privirile lor, de parcă ar fi deja dezamăgiți de tine, de ce ai făcut. Așa ar trebui să înceapă meniul. Asta ar trebui să fie meniul unui joc XCOM. Oameni dezamăgiți de tâmpenile pe care o să le faci cu siguranță. Să încărcăm o salvare anterioară. Să luăm ceva cu combat. O să iau asta cu combat, dar nu încă. Vreau să vă văd dacă... Asta este combat, am impresia. Asta nu este combat. Ok, dăm resum la asta. Așa. Harta lumii, mapamondul, lung și în lat, ok, nu chiar foarte lung și în lat, este ciclică harta, poți să te miști de stânga-dreapta. Nu sunt jos, din păcate. Am făcut recent aici o bază în America de Nord, numită Brela Secundus. N-am momentan mai nimic, ne-a trebuit să construiesc radarul ca să poată detecta OZN-uri. Fără radare nu poți vedea alte OZN-uri în afara zonei tale, dar poți auzi vești despre ele. Și ceva ce îmi place, pot fi doborâte de forțe locale, adică nu se bazează în totalitate pe tine, doar în cea mai mare parte. Punem doar radar momentan pentru detecție. Nu cum ar ajuta, pentru că n-am combustibil la interceptoare ca să ajung până acolo. Interceptoarele mele ar ajunge pe undeva pe aici. Cam asta e raza lor maximă, de la care încă se mai pot întoarce, fără să rămână fără combustibil. Le vedeți aici? Așa, sunt 3 Condor. Și mai este și această ultimă navă, care se numește, era Charlie, parcă îi spunea, ca default, care este carrierul, elicopterul, chestia care te duce până la misiuni. Aia are combustibil ca nu nelimitat, dar poate să ajungă până în America de Sud, unde a doborât forțele locale OZN și să se întoarcă fără probleme. La fel ca XCOM, nu e tocmai realistic în ceea ce privește combustibilul sau timpii de parcurgere de la un loc la altul în lume, dar era de așteptat asta, fiindcă n-ar avea sens. De asemenea, unde-i Bucureștiu? Ce suntem noi, nimic? Unde-i Sofia? Rasiști ăștia. Da. Așa că am făcut aici Brila. Este o bază destul de completă, zicem, mai trebuie ca să dau câteva chestii. Am lăsat locuri libere pentru când vor mai apărea clădiri noi. Cea mai recentă care a apărut a fost acest laser battery, care l-aș putea folosi... Am țin cumva... da. Ceva ce nu sunt... Ok, nu e rău, dar nu sunt în totalitate de acord cu acest joc. Înlocuiește automat clădiri vechi și echipament vechi dacă apar versiuni mai noi, mai bune. Spre exemplu, aici aveam anterior un missile battery care a dispărut complet. A fost înlocuit de un laser battery. Înțeleg. Mai multe scutești de o pierdere de timp și resurse să demoleze aia, să faci alta, dar acea nu era tocmai o pierdere de timp și resurse, de resurse ar fi, dar de timp
nu era o bătaie de cap suficient de mare cât să mă deranjeze chestia asta. Cercetare. Nu mai am nimic la ora asta pentru că am cercetat tot ce aveam până la momentul actual. Și puteți vedea cam ce. Laser pistol, laser carbine, care este un shotgun laser. Shotgun laser. Speram să nu iei de asta de la XCOM-ul la fără cratimă, pentru că shotgun laser, ce sens are? Este un laser. Nu pot să... Nu... Ok, practic ar putea să tragă cu laserul mai multe... E un laser! Lumina este cel mai precis lucru cu putință de... Nu-mi place ideea de shotgun laser. Ai laser rifle și ai precision laser, care e sniperul. Și mai ai scatter laser, care este... Ok, ăsta este heavy laser. Este laserul care trage cu... E ca un fel de autocannon, doar că trage cu laser. Iarăși... Mă enervează puțin ideea asta. Laserul... E lumină... Îl bagi pentru un disco ball mai întâi ca să zboare? Nu știu. Aveam și armuri. Jackal este cea mai banală. O să vă arăt mai în detaliu. Vehicule, o să-l ori și pe ăsta și Foxtrot Interceptor. Pe ăsta nu l-am produs încă, pentru că nu prea aveam bani când l-am descoperit. Este un MiG-21 Fox ceva, îmi spune aici. Da. MiG-32 Foxhound. 31 Foxhound, care a fost modificat într-un MiG-32 Foxtrot, care este mai rapid decât un Condor standard și poate căra armament mai mare, doar că nu poate avea un autocannon, un tun cu mitraliere, cu chestii. Am nevoie de el neapărat pentru că au început să apară OZN-uri mult prea rapide, nu le pot prinde, trebuie să aștept să aterizeze ele. O să vă arăt dacă am ocazie și eu. Jocul ăsta chiar are interceptare, adică când lansezi interceptoarele vor ataca, vor intercepta. Va fi amuzant. Asta este rosterul de soldați. Probabil veți recunoaște câteva nume pe aici. Și am și câțiva puși în plus pe care vreau să-i trimit în America de Nord când termin de făcut baza aia. O să le dau și ceva armură, cred. Avem Jackal Armor aici în depozit, pe care l-am scos recent pe un soldat pentru că nu mai avem nevoie de el. Avem Alenium, care este aliaj, ăsta este Elerium, este echivalentul lui Elerium 117, parcă era 117. Și avem și Alien Alloy, aliaje extraterestre, spooky. Și acum avem soldații care pot avea armuri. Pot avea arme și sunt destul de sigur că i-am pus arma greșită sniperului, da, laser. Trebuia să-i fac arma asta, din greșeală am făcut încă un rifle și în loc de să-i pun sniper rifle. Sniper rifle are avantajul de a avea rază 30, damage 55 energie, asta are rază 20 și damage 45 energie. Diferența este că sniper rifle consumă mai multe unități de timp pe care le puteți vedea aici. Astea vor crește cu timpul și o să revin la asta de îndată. Mă gândesc să vă arăt armura fistichie. Armura fistichie, armura Wolf, care este făcută pe baza descoperirilor făcute în materie de tehnologie extraterestră. Jackal-ul era mai simplu. Jackal-ul, la armura Jackal chiar îmi spune, dacă primești în fix în piept un plasma rifle, un luptător de plasmă, o să mori din cauza acestei armuri pentru că nu-i bună. Asta mor mai puțin mai greu. Vehicul, am acest trocarici, care i-am pus acum un pulse laser pe el, avea înainte o mitralieră. Pot să-i pun și lansul de rachet dacă vreau ca să demolez acoperire. Ce îmi place că pot să demolez manual acoperire, pot și cu arma asta, pot să țintești mediul înconjurător și am și desigur și chestiile astea. Și racheta a fost upgradată automat, era înainte un Avalanche Missile, acum este un Alenium Missile pentru că am cercetat explozibile bazate pe Alenium. Văd că a trecut și la Gatling Laser, automat. Că asta chiar mă deranjează, trebuia să mă lase să-l construiesc eu, să-mi necesite resurse să-l fac eu manual.
Sunt câteva chestii la jocul ăsta care nu-mi prea plac, dar nu sunt extrem de super supărat pentru că are suport pentru modificări. Adică nu suport de dacă te chinui. Poate vei găsi peste o lună pe net ceva care... Nu, are suport din standard. Are un încărcător pentru moduri încă din launcherul său. Ceva ce e îmbucurător. La Xenopedia, sau UFOpedia, cum ar fi fost în XCOM în UFO, ai informații despre cam toate astea. Rachete. Nu înțeleg ce... sunt două pentru cum este pentru nave și una pentru lansatori de rachete. Ai informații despre cum s-a produs incidentul inițial, cum au fost nave extraterestre în Islanda și cum au încercat să le distrugă cu o nucleară și n-a prea mers, despre invazie, despre biologie, despre interogare. Ceva ce iar nu-mi place. Nu poți ca să construiești o cameră, un tank, cum îi spunea, închisoare sau ceva. Avea un nume anume în XCOM. Era ceva cu tank în care puteai să ții subiecții vii. Nu mai trebuie să construiești asta. Și îmi plăcea să construiesc aia. Îmi dădea impresia că plănuiam din timp chestii. Asta un stop de rachete. Asta este arma normală de mitraliera grea. Laserele, rapid fire. Rapid fire, asta e Gatling gun-ul. Asta este... Ce ne era asta? Rapid fire lasers. Asta am uitat ce era. Cred că era, da, era echivalentul ăstuia, parcă. Așa, Lenium. Bă, nu, asta este racheta pentru lansator și grenada care am lucrat automat. Și stun weapons. Nu mi-a dat un prod. Credeam că o să-mi dea un prod. Mi-a dat, de fapt, o grenadă de amețit. Cred că trebuie să-i schimbe asta grafica când ajunge la varianta finală. Unități aliene, am găsit doar 2 până acum, bine, 3, dar a treia e într-o altă salvare și cam m-a controlat mental. OZN-uri, n-am găsit decât 3 până acum, din ce în ce mai mari și mai înfiorători, bine, am găsit unul mai mare ca asta. Sunt ok până acum, ce aș fi vrut ar fi fost ca atunci când se prăbușesc să lase daune în zonă, adică acum arată de parcă ar fi aterizat în siguranță, dar... Fizic, ele chiar arată de parcă ar fi fost lovite. Adică asta este întreagă. Așa arată ea întreagă. Și lovită se vede că are crăpături. Vehicule, iarăși. Armele, turetele, chestii, așa, tehnologie de plasmă. Tehnologie de plasmă nu o poți construi sau nu o pot construi eu până acum. Laserele sunt derivate din tehnologia plasmă, mai exact din modul în care emite plasma... Asta, lumină sau ceva de genul, particule. Nu puteam să le copiez, să le construiesc eu manual. Însă le pot lua de pe jos în timpul luptei și le pot folosi atunci și doar atunci, pentru că când le scot din luptă explodează sau le vinde. Am impresia că le vinde. Chiar le vinde. Adică asta le ia. Și le vin după fiecare luptă. Nu înțeleg de ce. Le vreau să le păstrez. Eu fi vreo setare pe undeva ca să le pot să le păstrez? Probabil e. Poți să-i schimbi și pește pe unde vrei, cum vrei. Poți să-i muți de colocul atât timp cât nu este acest elicopter la reîncărcare de combustibil. Dacă este la reîncărcare de combustibil, atunci jocul nu-ți va spune de ce dai pășa, nu-i vei putea mișca. Și ce vreau să vă spun? Chestia care chiar mă enervează, adică... Medicul a gradat. Asta este grenada de stun pentru extraterestri. Chiar sunt curios, chiar nu pot să fac un stun prod sau ceva genul? Nu. Și mi-a dat gratuit. Asta chiar nu-mi place. Mi-a dat grenada e gratuită. Îți dă prea multe mură în gură. Vreau să fie al naibii de greu. Chiar atât de rău la asta. Chiar de rău. Uite-l. Ai și stun produl și ai și un scut. Scutul e cam impractic pentru că nu poți purta decât o armă de o mână și momentan neavând decât pistole. De fapt am și pistol laser, cum aș putea să-l echipez pe cineva. Probabil pe ăla cu shotgun care are vreo 70 ceva AP TU. Cât aveai? 77. Ceea ce e mult cât de cât, dar nu pe cât de mult s-ar crede. De asemenea, muniția pe care o ai tu ca standard este infinită, adică infinită în bază. Poți să echipezi unitățile tale cu muniție finită.
Ăsta va căra acum cam 6, are 18 muniții la el, care ar fi destul pentru o luptă. Vor primi și medalii în funcție de ce fac. Unii primiseră o inimă purpurii la un moment, pentru că aproape muriseră. Nu-mi place că muniția este infinită, deși menționez că acum joc pe nivelul de dificultate normal, poate pe cele mai mari va fi finită asta și va trebui să o cumpăr, ori să o produc. Deși nu văd opțiunea de a cumpăra chestii aici, însă vor apărea, spre exemplu, aici dacă vreau ca să cumpăr un avion nou, o să fie opțiunea, restul va trebui să le construiesc eu, la fel cum am făcut chestia asta. Dar chestia care chiar mă enervează. Time units. Am observat o anomalie. Atunci când creștea în nivel sau un rang, când creștea numărul de unități de timp ale unui soldat, cum ar fi, unde l-am pus pe ăla, ăsta. Cum i-a crescut? Ăsta avea foarte mult TU la început, credeam, dacă are foarte mult TU, îi dau cea mai mare armă cu putință. Ăsta o să poată mișca cu ea și va putea trage cu ea fără probleme, fiindcă este un om masiv, se poate mișca cât colo. Am descoperit că avea un cost de timp de unități mai mare decât un soldat anterior care avea mai puține unități de timp disponibile. Și m-am întrebat de ce. După care m-am uitat cu atenție exact la ce scrie pe armă. Dacă vedeți bine, scrie acolo, Firing Modes, 80% din TU. Nu este 80 din TU inițial, nu este 80 dintr-un număr predefinit de unități de timp, este 80 din unitățile care le vor avea vreodată de timp din joc. Deci, indiferent cât de mult va crește acest nivel, chiar dacă asta va ajunge la 100, această armă o va putea trage doar o dată. Se va putea mișca doar 4 pătrățele și o va trage o dată într-o rundă. Asta e tot ce va putea face vreodată și este al naibii de enervant. Pentru că, în esență, ăștia progresează în nivel degeaba. Bine, devin mai mobili dacă au TO mai mare, dar nu știu dacă vor să folosească arma în aceeași rundă. Atunci, e cam inutil TO-ul. Inițial nu era așa, inițial avea un cost fix, însă ajung la concluzia că spre final ajungeai să ai destule puncte de acțiune rămase încât să poți să tragi de vreo 3 sau 4 ori pe rundă. Sau chiar 5, am impresia. Așa că în loc să crească costul, am recomandat să adauge o compensație pentru recul care cu timpul, adică după a doua sau al treilea foc, să crească mult costul, să-l crească, să-i facă ceva. Dar n-au făcut asta, au pus pur și simplu o creștere procentuală care este de-a dreptul oribilă. Oribilă. Când am început, acest personaj avea 70 TU, time units. Costa 56 ca să tragă cu machine gun-ul ăsta. 56. Acum costă 60. Costă 60. E ca la Oblivion când apăreau hoți cu armură de adrică și arme de glass și nu mai știu ce alte chestii. Hoți de nivelul 1 sau... O tâmpenie colosală care... Din fericire, poți să schimbi o linie de cod dintr-un fișier al jocului și să revină la cost standard. Doar că trebuie să adaugi costul standard pentru fiecare armă în parte după aia, fiindcă au scos asta. Așa că mă bucur foarte mult că există modificări pentru acest joc. Fără modificări, aș fi fost mult mai supărat decât sunt acum. Dacă s-ar crede că aș putea fi mai supărat decât sunt acum. Și aș putea fi. Din fericire, există soluții. Așa că sunt calm, oricum până pe 16-9 o să postez review-ul, până atunci mai se timp, așa cum spuneam. Nu știu dacă puteți vedea bine textul, dar îmi spune că în zona din afara ariei mele de acoperire apar chestii cum ar fi interferență electrică cauză necunoscută sau disrupția mareelor. Mai apăreau că oamenii erau răpiți, mai apăreau că erau atacate zone și alte chestii. Adică îți dă un sentiment că chiar dacă tu nu vezi cum vin OZN-urile, chiar dacă tu nu apuci să le ratezi, vezi cum afectează incapacitatea ta de a acționa restul lumii. Și de aceea va scrie aici,
cam numărul de răniți pe luna asta. Au fost 2000 de răniți. Și de-abia începutul lunii. Da. Ca urmare o să am finanțare mai mică și e din ce în ce mai mică. S-ar putea să-mi fi periclitat foarte mult viitorul, pentru că dacă nu o să încep să concediez din savan și ingineri, o să fiu pe minus foarte rapid. Am avut în prima lună 1 milion și ceva finanțare, în a doua am avut doar vreo 400.000, adică în cea care vine acum, doar atâta. Pentru că am angajat prea mulți oameni, m-am extins prea rapid și n-am făcut o treabă suficient de bună cât să apă restul lumii. În special SUA, pentru că practic n-aveam cum să o apăr. Trebuia să fac poate încă o bază mai rapid în loc ca să mă concentrez pe progresia tehnologică. Ar fi fost asta o idee poate mai bună. Dar oricum, să dăm de un OZN. Wow, deja 20 minute și când am dat... OZN. Interceptăm, hai trimitem 2. Al treilea îl păstrez în cazul în care mai apare ceva. Hai, prindeți-l, prindeți-l, hai că puteți. Ok, au ieșit din rază. Nu ieși din... Da. Au ieșit din rază. E prea rapid afuristul. Prea rapid, aștept să apară altul. Aștept să apară altul pentru că sunt prea rapizi. Dar avem nevoie de Foxtrot-ul ăla. Hai, super viteză, super viteză. Mi-e dor de glob cât de cât. Ăla vechi din primul XCOM, primul UFO. Ok. Oh, ăsta e mărime medie. Dacă e mediu, s-ar putea să fie mai lent. Mai bine trimit toate astea. Și o să vă arăt minigame-ul. Fapt, nu e tocmai un minigame, este un game-game. Nu e vada. Oh, o să fie peste apă. Dacă este... Duceți-vă la ultima locație. Ah. Damn it! N-am ce să-i fac. N-am cu ce să-l interceptez. N-au combustibil. Ok, 5 secunde. Interceptează, tu o să realimentează. Interceptează, tu o să realimentează. Trebuie să-l încarc o salvare mai veche, cred. Ca să am ce să vă arăt. OZD-ul ăla presupun că a făcut interferențele electrice. Presupun. Adică sper să fie mai mult decât doar mesaje aleatoare, să chiar să însemne ceva. Ce s-a întâmplat? Construction of... Radar Array. A făcut radarul acolo. Bun, bravo. Nu prea mă ajută. Cu cât faci mai multe radare, cu atât va extinde zona. Uite. N-am cum să o interceptez pentru că este prea departe. Dar multe mai sunt în zona aia. Răpire, uite, azut? A fost frunzit nevolă cum a trecut pe lângă ei. Opa. 5 secunde. Dar multe mai sunt în SUA. S-au mutat toate acolo pentru că știau că eu nu acopăr zona, cred. Haide, vreau un OZN pe la noi. Hai un OZN local. Hai un OZN local. OZN, uite-l. Very small. Okay. Very small parcă e nou. Am văzut doar small până acum. Heading east. Intercept. Trimit doar una. Ok, intercept. Trimit două în cazul ăsta. Și sper că la aia nu mai am ce să trimit. Vedeți? Așa. Engage. Să vă arăt minigame-ul. Nu e, chiar și nu este un minigame, este un game-game. Poți să pui pauză, poți să dai comenzi în timpul luptei. Momentan este pus pe comanda de atac frontal. Pot să-i spun să meargă în altă direcție dacă vreau. Selectăm. Spun să meargă așa. Asta arată la razele armelor. Raza tunului și raza rachetelor. Asta are o rază mai mare la o armă pe care o are. Nu știu exact care. Așa, armele sunt disponibile. Dau click pe el ca să-ți duc așa la întâlnire. O să mă dinguiască primul. Așa că o să dau vase maneuvers. Asta este viteza, am impresia. Să încetinesc. Încetinit. Viteză maximă. Asta era afterburner. Viteză. Asta era retreat. Și acum... Dodge. Și uite cum vin. Le-a tras automat. Dacă e, pot să-i dau comandă să le tragă manual. Sau să le dezactiveze. În cazul în care vreau și eu, știu. Vedeți? Se pot feri și ei. Și rachetele încă n-au ghidare.
Și ăsta este cam damblagit. Du-te încolo. Ah, l-am distrus. L-am distrus cu laserul, cred. Da, l-am făcut praf cu laserul. Asta, în mod normal, era o luptă la care nu aș fi avut răniți. Și de la nave prăbușite sau de la nave distruse, tot poți recupera chestii. Probabil vă vedeți așa cum sunt... Da, și n-am șerpi pe cineva, ok. Aia care erau pe navă, i-am cam omorât în cazul ăsta. Probabil vă întrebați dacă sunt atâtea nave, oare cum pot să mă ocup de toate... Iar peste apă. Cum pot să mă ocup de absolut fiecare chestie, fiecare întâlnire cu extraterestri? Păi, nu trebuie. În jocul ăsta o să ai opțiunea, pot să le dau comandă să ducă dincolo, select un target. Sper să mai aibă cum, nu mai au. Intercept am cu ce? Nu am cu ce. Ăla se rearmează. Sper să vă arăți chestia aia, după care o să trecem la lupte efective. Cancel. S-au reîncărcat. Health. Încă se reîncarcă. Nu asta. Launch interceptor. Pe asta. Încă se mai reîncarcă și repară. Center UFO. Haide. A trecut fix pe lângă mine, furistul. Râde în față, nu alta. Și acum dispărut în noapte. Deci nu sunt aleatoare puse chestiile, chiar indică locuri pe unde au apărut OZN-uri. Asta îmi place, nu e fals ca alte jocuri ce își spun XCOM, dar nu prea sunt. Ok, acum l-a reparat, doar că nu am... uite una. Două erau destule. Asta are patrulă. Asta are escortă. Hai, toate trei. Îngrozav, sunt mult. Oh, damn it. Trebuia să-i trimit pe toate. Dăm doar tail target. Oprim și acum îi dăm engage. Select target, patrol. Nu pot să-i dau comanda ca să se grupeze cu ceilalți, din păcate. Squadron 1. Engage target of high. Da, la dubărt. Turn to base. Așa, apare chestia asta. Am opțiunea de a bombarda zona. Dacă se prăbușește un OSN, pot bombarda zona, îmi va da ceva bani și dispare. Asta rezolvă multe, adică nu trebuie să mă duc la fiecare zonă cu o misiune. Cu asta demonstrată, voi intra acum în lupta care s-a petrecut, în care mi-a murit cineva. Acum să fie chiar la începutul luptei, așa că toată lumea va fi în viață. Sperăm că nu va lua vreun crash în timpul încărcării. Nu, n-a luat, e bine. Ground Combat Loading. Este de cam singurul timp de încărcare pe care le vedeți în joc, în rest e foarte fluid. Family makes their deaths tragic, more hilarious. N-am bucat să citesc, așa. Misiunea asta. I-am pus pe soldații în spate ca să se poată folosi de ieșirile laterale. Mă bucur că are ieșiri laterale. Scot mai întâi tenculețul. Scuriez dacă randomiza, dacă am... Sunt cât de cât aleatoare. Nu chiar complet aleatoare, dar poziția inamicilor se poate schimba pentru că ei nu stau pe loc pe harta, așa că s-ar putea să meargă în alte zone atunci când încarci o salvare. Pește aici. Pot să le rezerv la fel puncte de mișcare pentru diferite acțiuni, pentru contraatacuri. Și ajută destul de mult alea. Ajută chiar foarte mult. Ajuta mai mult dacă acel cost de foc nu creștea cu resursa respectivă. Parcă acum știu că murea cineva în prima rundă. Era un extraterestru aici și un omuleț pe undeva pe aici pe care l-am pușca. Mai sunt și NPC-uri, da, civili înarmați care vor încerca să se bată. Unii sunt polițiști și alții sunt doar fermieri foarte supărați. Anterior mergea ceva mai rapid runda extraterestrilor, dar au
au dat de o problemă recentă la care se bloca, așa că au trecut la o variantă mai debug a chestiei. Așa, uite, extraterestru. Și acolo cred că e la care l-a omorât. Ok, trecem în crouch. Simtim. Și sper că nu lovesc ușa. Pentru că e cam greu să văd exact... În modul meu arată o dungă galbenă dacă obstrucționează ceva zona de foc. Dar la ce șansă am, cred că nu obstrucționează, sper. Nu? Ok, one shot, one kill. Bravo, Miriam. Bravo. Acolo nu. Pândeva prin spate știu că era celălalt tip care m-a murdat trecută. Este fix, era fix aici. Așa că aș putea să iau prin surprindere dacă intru pe aici. Un lansator de rachete. Dar asta e civilul mort. O să mă depuncteze pentru asta. Din păcate. A murit instantaneu, nu avem ce să-i fac. Aș putea ca să iau cu o piscință asta să o mut dincolo. Așa. Hărțile sunt cât de cât variate. Ai deșert, ai ferme cu verze, cu varză în loc de ferme cu grâne. Ai tundră, ai placuri. Unele s-ar putea să cam... Clădirile s-ar putea să cam semene între ele, pentru că iar aici n-au avut un buget foarte mare ca să facă foarte multe tipuri de interioare de clădiri, dar tileseturile sunt destul de variate și ansamblul lor este randomizat. Asta era prima oară când am dat peste un tren și este a 8-a luptă din jocul ăsta, din sesiunea asta. Anterior mai jucasem, cred că vreo 4 lupte. Deci din 12 prima oară când văd un tren. Hidden movement. Hai să vedem. Era om. Ok, Gwen, de data asta sper să nu mori. Fapt, nu, a murit chiar data trecută. Și noi aici. Putem să... Uita-l! OZN-ul este masiv. Unde l-a văzut? L-a văzut fix în față. Dacă mă miști, s-ar putea ca să iau un... Da! A făcut un foc de oportunitate. Vreau ca să trag... Singura chestie care nu-mi place este că nu poți dinamita OZN-uri. Bine, cât de cât are sens, pentru că ca să fie doborită era nevoie de armament de pe un avion. Dar ăsta este totuși un lansator de rachete și care trebuie ca să funcționeze. A, și chestie. Ceva ce-mi place. N-am destul de pe ca să trag. TU ca să trag. Atunci cancel. Vreau să spun că ceva ce-mi place este că mediul e în totalitate, uite-l ăla, destructibil. Totul poate să crape. Totul. Ok, nu pământul în sine, dar trebuie totul. Click. Da, două focuri. Mort. Și cum spuneam, dacă stau peste el, pot să iau armamentul, pot chiar să-i scot muniția, dar asta o va vinde. O va vinde la finalul luptei și asta mă enervează atât de mult. De ce vinzi chestii de care am nevoie? Le vreau eu ca să le folosesc ca arme. Și laserul e bun, dar vreau plasma. Cineva aici? Cucubau? Nimeni? Conuri de vedere, iarăși sunt conuri, nu sunt linii drepte ca la UFO extraterrestrials. Tot vei mai vâna o extraterestru. Adică tot vei fi în situații în care este unul ascuns pe undeva prin zona asta pentru un colț. Se întâmplă odată ca să fie unul exact, să fie doi. Cum am apărut, erau chiar în spatele navei mele. Am avut o surpriză neplăcută când am coborât, m-am uitat în spate și era unul acolo și nu mai avea absolut nimeni, niciun punct de mișcare rămas ca să reacționeze. Mi-au murit soldați atunci. Dar jocul este predominant cinstit pentru că extraterestrii nu au parte de ture suplimentare, dar... Cineva a folosit un atac psihic asupra mea. Din fericire, l-a folosit, cred că, pe Kira și Kira are 75 moral. Moralul afectează exact cât de eficient ești împotriva atacurilor psihologice. Încă n-am dat de tehnologie psihologică, așa că nu știu exact dacă este în joc, efectiv, practic. Sper să fie. De asemenea, soldații n-au puteri speciale, abilități ca în XCOM ul altul. Dar sunt și mai personalizabili. Poți să le pui tot ce vrei.
Așa, ce am ca să bubui ceva ca să vă demonstrez puterea acestei rachete? Boom! Ok, n-a explodat cu totul, dar vedeți că este îndoit. Și dacă mai dau una, cred că va exploda. De asemenea, ce-mi place? Focul lăsat de rachetă luminează zona. Noaptea chiar ai aceste flares. O să arunc unul pe aici. Gwen, are flare, da. Asta e Miriam, toate confundările. Poți arunca cu flares care vor ilumina o zonă. Vor face lumină ca să fie mai ușor vizibil totul. Aș da buzna acolo, dar știu ce mă așteaptă. Adică la o navă mai mică de asta știu ce mă aștepta. Erau acolo împachetați ca sardinele, toți uitându-se către ușa, așteptând ca să intru acolo și să tragă în mine. Aici... La cât de mare este, am idei, am gânduri, am presupuneri. Am uitat de asta. Cine mai e? Treiul. Hai să luăm poziții defensive în zona asta. Stai acolo, stai pitită. Tu să reîncalci luna viitoare. Tu o să te duci aproape rău de tot. Bine că ai armura fisticie, pentru că tu o să încasezi când deschidem ușa. Tu mai nu mai ai. Ok, tu poți să te miști. Tu ai destulă viață, n-ai multe viață, dar ai armă mare. Așa că tu o să încasezi. Ideal va fi ca să pun mașinuța aici în față. Tu ai rază mare și că ar trebui să stai mai spate, dar hei. Hidden enemy movement. Acum sunt toți acolo. Am mai văzut că sunt câteva bug-uri de aici, în sensul că se vor plimba în cerc și simbolul ăsta. Jur că îl știu de undeva, dar am uitat de unde. Tabula rasă poate nu e altceva. Nu mai știu exact ce. Cum spuneam... Vedeți? Am țintit manual chestia aia și a explodat. O, da. Ăsta este XCOM, nu cel cu cratimă, la care poți ținti acoperirea. Așa e acoperirea în jocul ăsta, adică dacă stau în spatele acestei chestii, practic nu vor putea trage în mine. Dacă era o chestie mai joasă, cum ar fi cutiuța asta, le scădea din șansa de atac. Le scădea din șansa de lovitură cu vreo câteva procente, nu știu exact cât. Pentru că am descoperit nu știu ce chestie, pentru că am studiat un sectopod, un crocodilozaur, crocosaurian viu, sau cum le spune. Mi-a dat un bonus de damage împotriva lor. Așa că pot să-i rănesc mai grav. Cu 10%. Trebuia să pun asta acolo. Bad move. Oricum, cum deschid ușa, le dau în cap o rachetă. Zi-mi că nu ți-a făcut nimica. Nu i-a făcut nimica, e ok. Este un comandant acolo, presupun, pentru că Grants de până acum n-au avut atacuri psihice. Hai să vedem. De asemenea, în joc îmi spune să caut un ofițer ca să-l imobilizez. Ai conetragerea, avea... Cam impactează trotineta, dar... Asta o să doară excesiv de mult. Holy fuck. Ok, sunt doar 4. Sunt doar 4 și sunt mici. Ăștia, reptilele se pot regenera. Ăștia nu se pot... Nu știu exact ce pot face ăștia. Nu cred că am studiat unul viu încă. Voi studia unul viu acum. Cine are grenada? Tu ai... Aruncă grenada. Ai acoperit mulți așa. Și acum vor avea foc de... Ok, am luat 4. Am luat 3, am luat chiar 3. Best grenade ever. Fugi în fața lui. Îmi dă și mie damage chestia aia? N-ar trebui să-mi dea, pentru că eu sunt om. Wow. Am rezolvat chestia asta mai bine decât credeam că o voi rezolva.
Sper doar să doarmă aia pentru suficient de mult timp încât să am timp ca să le nimicesc și Overlord-ul care este pe undeva pe acolo. Aia, a luat din AP. Ok. Bagă-te. Tu, cu racheta. Nu, nu ocoli atât. Damn it. Cine a tras în el? Din ce direcție a tras în el, adică? A tras în el cineva de undeva. Mai este unul pe afară. Cu siguranță mai este unul pe afară, dar nu știu exact unde. Uite-l. Era aici. Se ocupă Gwen de el. No problemo. Ai blocat? Încă mai e blocat. Asta mă enervează puțin, pentru că este bazat pe pătrate și unele pătrate pot fi mari. Bounding box-ul de la clădiri și de la... În special de la obiectele sferice. Nu încă pe acolo, e prea mare. Ok, du-te și tu înăuntru. Chiar a mesit-o. Chiar a adormit-o chestia aia. Ok, deci n-are constituție foarte bună, Miriam. Nu credeam că are efect atât de potent și asupra oamenilor mei, pentru că până acum nu dădeau semne de... semne de efect negative. Acum chiar au dat. Ok, or să iasă de acolo, sper să nu iasă. A dormit și Grom. Upsi. Nu, a dormit Torm. Nu, Draco. Și acum... Ok, nu pot să trag, am... 64 acum mă costă, serios? 64? Cu 50 și... Da... Stai pic acolo. Partea bună, poate pot să deschid acum ușa ca să intre... Pot să-i trezesc? Inventar. E viu, sper, da? Da, e viu. Se iau grenadă. Nu adormi. Uite acolo. Așa, ești din fum. Măcar să fiți doi acolo. O, da. Da, credeam că pot să calci chestii. Nu. Cumva a apărut sânge sub asta. Dacă a apărut sânge sub ea, s-ar putea să o fi strivit sub... sub roți. Sper că n-am strivit-o sub roți. Dacă am strivit-o sub roți, atunci am făcut un very bad thing. Very, very bad thing. Fiindcă ar fi murit. Și nu vreau să moară. Vom vedea când se termină misiunea. Sper doar că acei extraterestri să nu se... Cred că se vor trezi în 4 runde, deci mai am 2. Cred. Presupun, adică. Speram să fie un comandant aici, văd că nu este. Sunt doar ăștia iar, turcarici. Nes, atât de mult, de... sunt supres măcar. Supres înseamnă că are cam jumătate din TU și nu poate să contraatace. Dammit. Dă-n ăla. Dammit, ai o acuratețe oribilă. Hai, înaintează. Acum pot să le calc pe la picioare. Bun. Chiar pot să le calc pe toate. O să intru cu asta mai în față să văd ce efect are. Ok, 4 damage nu e mult. 4 damage e un mica toată. Ok, 17 e mai mult. Ok, bine că nu poate să aleg decât toată, fiindcă este suprestă la. Ar trebui să o pun și pe asta să stai în crouched. Crouch. Și asta e puțin. Mai e cumva o... ai. De ce n-ai zis că aveai paloma bălana? Facem așa atunci. Ăla doarme 5, ăla doarme 4. Ăla văd că n-a adormit încă. Nu-i nimic. Perfect. Cred că... asta era toată lumea. Da. Și n-a murit nimeni. Ok, n-a murit nimeni. Dar cum spuneam, le-a vândut.
armele de plasmă le-a vândut pe toate și asta mă enervează foarte, foarte, foarte mult. Au rămas în viață 3 din 4 civili, ceea ce este bine. A, răniții. Răniții încă mai pot participa la lupte, doar că vor fi răniți, adică nu vor fi la capacitate maximă. E un compromis care mi se pare ok, adică nu sunt complet inutil în timpul în care sunt în convalescență, doar că sunt n-au viață completă, n-au viață full. Și nu-i poți vindeca full cu medicuri decât dacă în luptă, adică trebuie neapărat ca să se odihnească până când revin la full, natural, la bază, nu-i poți vindeca artificial. Și cum spuneam, le crește strength, asta contează, scade recoil-ul de la arme. Accuracy, să înțelegi, acord este mai mare, HP, să înțelegi la sine, și TUs sunt inutili în joc. Ok, util pentru... pot să cercetez... cum îi cheamă? Are scientist? Avenger. Assign. Așa, 45 de omuleți. Și mergem înapoi. Știam că mai fugăreau niște OZN-uri. Return to base. Nu mai e ce căuta acolo. Cum spuneam, sunt prea rapizi pentru mine. Nu mai am nici combustibil, dar tu ai. Select un target. Și ești fix în față. Nici nu mai. Nici ăla n-avea combustibil, ok. Well, cam asta a fost pentru demo-ul lui Xenonauts. Pe 16 voi posta un review detaliat în care voi explica ce nu mai place la el, ce îmi place, ce îi trebuie, dacă au apărut modificări pentru chestia cu undețele de mișcare, tare sper să apară. Pentru că, în rest, este un joc XCOM bun, este un joc XCOM care nu încearcă să fie un deșeu cinematic, de dragul cinematicului, ca să fie cinematic, cum era cam primul sfert de ora primului, altul XCOM, fără care m-a făcut de Firaxis. Până acum asta este bun, doar că mă enervează foarte mult chestia cu TU. Cum spuneam, asta a fost. Voi reveni data viitoare cu... nu știu exact când am publicat această emisiune, așa că vreți să vedeți chestia cu X Rebirth, ori ați văzut-o deja și probabil va fi Injustice Gods Among Men, pentru că mi l-a trimis Gușe Cătălin, că așa a vrut el. Mulțumesc! La revedere!